sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu schimbul de focuri dintre jandarmi și așa zisii teroriști, totul în cadrul ultimului exercițiu antitero de la Timișoara. Afli apoi că șeful companiei de drumuri susține că până la finalul lui 2017 vom merge la Deva pe autostradă. Mai sunt însă necunoscute acolo. La final vezi imagini istorice de la sfințirea Catedralei Mitropolitane. Astăzi se împlinesc 70 de ani de atunci. Exercițiu spectaculos al jandarmilor timișoreni la Giroc. Oamenii legii au pus în practică ultimul scenariu din seria simulărilor de intervenție antitero. O mașină cu explozibil a fost atacată de doi indivizi înarmați, care s-au refugiat ulterior într-o clădire părăsită. A fost un schimb de focuri susținut vreme de minute bune între jandarmi și așa zisii teroriști. Și totul a culminat cu o intervenție în forță a trupelor speciale. Exercițiul a fost al treilea și ultimul desfășurat pe această temă și s-a finalizat cu succes. Până anul viitor vom circula pe autostradă până la Deva, cel puțin asta spune șeful companiei de drumuri Cătălin Homor, care susține că vom circula însă nu și pe porțiunea cu tuneluri. Oficialul a mers în vizită pe șantier și s-a arătat mulțumit de felul în care au evoluat lucrările. Petion.ro a însă toată povestea și toate detaliile tehnice. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane din Timișoara, în prezența regelui Mihai. Momentul va fi marcat de Arhiepiscopia Timișoarei prin tipărirea unui album cu imagini inedite, dar și cu informații despre edificiu. Lucrările de construcție au durat 5 ani, iar volumul materialelor folosite se ridică la aproximativ 50.000 de metri cubi. Petion.ro ai însă toate datele. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi petion.ro.